Bun găsit, cei care ajungeau să primească documentul veneau în cabinetul medicului de familie Daniela Avramescu din localitatea Valea Călugărescă, plăteau în jur de 500 de lei, iar sume între 100 și 200 de lei erau oprite de către intermediari. Surse apropiate de anchetă spun că au fost și persoane care au primit certificate de vaccinare, însă nu au plătit efectiv bani. Acele surse spun că intermediarii din acest dosar au legătură cu altă anchetă de acest fel, tot din Valea Călugărescă. La finalul anului trecut a fost descoperită o rețea similară de vaccinare anti-COVID-19 la un centru din comuna Valea Călugărescă. În acest prim caz, afacerea era gestionată de doi angajați ai Spitalului Județean de Urgență Ploiești, un instalator și un infirmier, în prezent rămași fără serviciu, dar și o asistentă medicală. Pentru obținerea codului QR care atestă vaccinarea, oamenii plăteau între 200 și 700 de lei. Printre aceștia se află și membrii lotului olimpic care aveau nevoie de documentul pentru deplasare la Olimpiada din China. Dosarul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești vizează fapte de luare de mită, fals informatic și înșelăciune. Acestea, spun surse apropiate anchetei, au fost puse în sarcina doctorului de familie, potrivit acelor surse, în urma perchezițiilor care au avut loc la domiciliul medicului de familie, au fost găsite suficient de multe probe ca să ateste activitatea infracțională. Cei mai mulți dintre vaccinații fictiv au cunoscut și au recunoscut inclusiv medicul de familie despre această faptă. Doctorița a fost plasată sub control judiciar, restul persoanelor implicate sunt cercetate în stare de libertate.